Salutare și bine m-am regăsit! Astăzi o să vorbim un pic despre coșulețele de nădire de la Preston. Preston Bait Up Feeder sunt niște coșulețe ce au apărut recent, destul de repede au început să se și epuizeze stocurile. Este un coș, din punctul meu de vedere, excelent pentru nădirea grea. Este vorba de Preston Beta ICS. ICS înseamnă Interchangeable System, adică sistemul interschimbabil de la, de la Preston, în partea aceeași platformă cu toată gama ICS. În gamă va mai prezenta pe canal, avem și Method Feeder, Pellet Feeder, coșuleț normal, plumbi, Maggot Feeder, tot felul de, de accesorii ce folosesc aceste tije interschimbabile. În construcție este o construcție, un plastic ușor elastic, nu este casant, ceea ce înseamnă că va rezista destul de bine. Plumbul este în partea de jos, înseamnă că va asigura o traiectorie destul de bună în momentul lansării și se va scufunda repede. Este o plasă hexagonală, iar în partea de sus, încă o plasă cu ochiuri mai mare pentru a mă asigura că îmi ține particulele sau peletele. Vine în două variante. Aici aveți varianta cea mai mare, largul. Uitați-l în comparație cu un XL. Cu un metod XL să vă faceți să vă dați seama de, aceste de dimensiunile lui. Fie varianta largi, cu 20 de grame gol, fie varianta medium, tot cu 20 de grame, deci greutatea lor la gol 20 de grame, însă din teste varianta cea mai mare poate duce undeva la 50-60 de grame de nadă sau pelete, asta și în funcție de tipul de pelete folosite, tipul de nadă. Dacă e o nadă care absorbe multă apă, va fi, va fi mai greu. Deci, o greutate totală coșuleț plus nadă. Undeva la un 80, 70, 75 de grame, 85, asta și în funcție de nada folosită și cât de mult e umectată sau dacă mai se introduc particule sau nu. Prin urmare, o lansetă trebuie să fie o lansetă destul de capabilă să arunce greutăți, nu știu, 100, 100 și ceva de grame. Și haideți să vă arăt... Și cum funcționează sistemul ICS, mulți dintre voi îl cunoașteți. Deci este vorba de aceste tije. Iar toate coșulețele, muitoarele sau toate sunt prevăzute cu o fantă pe mijloc. Am legat aici un fir destul de grosolan, să zicem că asta este linia principală. Asta este tija, aici avem quick change-ul de care legăm montura noastră. Scoatem conul de cauciuc, introducem firul prin, prin fanta coșulețului, punem la loc conul de cauciuc și. Putem să trecem la nădirea grea. Vrem, după ce terminăm nădirea, scoatem coșuletul de nădire și punem, de exemplu, un metod feeder. Foarte simplu. La fel, putem pescui fără probleme. De regulă, sistemele astea sunt foarte interesante pentru că nu trebuie să refac montura. De exemplu, am aici un plumb de, de sondare. Lansez, fac câteva lanseuri, identific un substrat, identific o substratare, identific o adâncime, identific un loc. La începutul partidei, deci la începutul partidei folosesc un astfel de plumb, după care mă clipsez, scot plumbul, de sondare, trec la nădirea grea, pun repede un Preston Bait Up Feeder. Lansez, fac câteva lanseuri, creez un pad de nadă, apoi schimb și încep pescuitul efectiv cu un metod un metod și astfel sunt clipsat pescuiesc în același loc în care am făcut nădire. nu vreau să mai pescuiesc cu metodul pot să pescuiesc foarte bine și cu un coșuleț normal pescuiesc foarte simplu la fel cu un coșuleț clasic nu știu, sunt clipsat și începe vântul, nu mai pot să ajung cu metodul la acea distanță, cu metodul, zicem, de 30 de grame, imediat schimb cu unul de 45 sau cu unul de 60. La fel, în timpul partidei, văd că am multă activitate, iar din metod, mai ales dacă pescuim la crap, un crap sau crap, odată ce intră pe vat, consumă foarte multă cantitate de nadă și pentru a-i ține pe loc, intermediar mai fac câteva lanseuri. Schimb metodul, bag un bait up feeder, un coș de nădire, am mai dat două, trei coșuri, m-am asigurat că am acolo suficient material de hrănire pentru a-mi ține peștii pe vad. Schimb repede coșul de nădire, trec chiar pe metod și pescuez mai departe. Sistemul ăsta ICS mi îmi place foarte, foarte mult bineînțeles nu sunt chiar cele mai ieftine momitoare, însă au o calitate din punctul meu de vedere superioară, așa că cumva este justificată este justificat prețul, se regăsește în calitatea materialelor folosite și în felul în care este realizat sistemul. E clar un produs foarte bun, ținând cont că îți permite să schimbi foarte ușor și fără a fi nevoit să refaci montura și să practic odată clipsat jonglezi cu toate momitoarele fără a fi nevoit să, să te declipsezi, fără a fi să refaci, fără să pierzi locul în care, care nădești. E de luat în calcul și varianta uh, medium a coșului de nădire. O recomandare, dacă folosiți varianta cea mai mare încărcat cu, cu nadă, aș recomanda folosirea unui înaintaș textil. E destul de greu și în momentul în care forțați să ajungeți la o distanță mai mare, puteți rupe repede firul monofil monofilament și atunci e păcat să pierdeți coșulețul, așa că Pescuit cu înaintaș textil, deja e foarte popular pescuitul cu înaintaș textil, nu mai e o problemă. Cam asta despre sistemul ăsta ICS și despre coșulețul de la Preston de nădire. Bineînțeles că puteți folosi și acele tije de, de plastic pe, uh, pentru metod, pentru a avea precizie în lanseu. Este suficient doar să tăiați un pic din conul de cauciuc, introduceți așa acea tijă și puteți folosi în continuare sistemul interschimbabil, nu, nu influențează cu nimic. Sau puteți găsi de la Preston, sunt aceste stemuri, aceste tije, varianta Long Distance XL, sunt mai mari și au prevăzut chiar așa o codiță ca o săgeată de darți. Cam atât pentru, pentru astăzi. O să fac rostul de acele tige, nu le-am găsit pe nicăieri pe stoc și o să vă arăt și cum arată și cu acele tige. Cam asta pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Fi reîntinse tuturor. La revedere!